Excesul de afecțiune poate dăuna relației. M-ai rovit la cercel. Doar cercel? Da. Unde e? E, unde? Și mi-e și mulți carne pe mine. M-ai mușcat și de degi, mi-ai înfipt și cercelul aici. M-ai mușcat și două braz. Na, o să-ți fac șoș. Ia, uitați-vă. Cum e asta să mă muști? Ce înseamnă? Pe ce înseamnă asta? Joacă. Nu e nicio joacă. Alintare. Nu e. Ca să nu se mai certe, au schimbat jocul. Sunt 40 cari, nu înțelegi? Nu. Sunt 40 cari. Da. Și am crezut că unul e în cărțile noastre, da, de jos. Și am crezut că tu ai doar doi, că eu aveam unul. Dar cine are noroc la cărți, nu are în dragoste. Nu mai înțeles? Da. Mamă, grea ești de... Hai, lasă-mă, asta înseamnă mă faci proastă. Bine, mereu mă faci proastă. Hai, pune aici. Nu spui direct, dar indirect îmi spui. Haide. Noi arunc cărțile. Haide, nu mai fă de-astea, păi, și pune acolo. Nu mă face cu capul. Păi tu mă faci cu capul, nu eu. Ah, păi și unde mai spun astea? Ți le bag aici. Că nu mai am loc. Tu pentru mine ce? N-ai loc, nu faci nimic niciodată. Nici pup, nici ciupit, nici nimica. Da. De ce n-ai niciodată pup? De ce ai dat așa, om nebun? Hai că ți l-am cusut, eu nu te mai uita când ți l-am cusut. E important că nu se mai vede aici. De ce faci mișto de cusătura mea? Dar nu fac mișto. Îngă mie și mie, m-a străduit. Rostul repede de cusătura mea. Uite că nici nu mai se vede, zi mersi că nu mai e ruptă. Uite, unde e? Băi, nu o să zici... Lasă că-ți scoase pe-o spaniel, da? Scoase pe-o spaniel. A, deci nu ești măcar că încerc. Gata, nu mai, nici nu mai încerc. Gata, la... ia dă-mi coace să ți-l descos. Să ți-l coși tu. Ăla acolo. Ia tu asta și ți-o descoși și ți-o coși la loc. Ce ai? Ața asta și cu ac. Ți-o descoși și o coși. Hai că ai scăm ce-am cusut-o. Ei, uite, ți-o las aici și nici că mai să fac vreodată ceva. Na, că nu apreciezi. Mamă, dar nu mai dă așa. Că ți-am cusut-o. Ia să-ți scoși. Ia, o ți-am zis. De iată mai faci odată așa. Deci, pe bune, niciodată în viața ta, cât voi trăi și acasă la noi, când ți se descoase ceva, te duci urmă la fluitoră, lasă și scoase ea. Că nu scos. Dar nu mai bine cu oasea mântă. A, da? Să-și plătesc. Să scoase o mântă, să facă de mâncare. Hai, du-te! Pentru vorba asta mă duc și eu să cumpăr ață de la Aman. Du-te! Mireasă pe...